Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi predicțiile pentru ziua de vineri cu oracolul îngerilor, pentru că fiind și vineri este o zi mai deosebită, așadar am să fac predicția cu oracolul îngerilor și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu îngerașii, vorbind despre îngeri, prima variantă va fi îngerașul cu părul verde, a doua va fi varianta cu îngerașul cu părul albastru și a treia va fi varianta cu îngerașul cu părul roșu. Alegeți-vă varianta cu care voi rezonați și să vedem ce ne poate dezvălui tarotul îngerilor pentru ziua de vineri, la ce ne putem aștepta, ce mesaj are pentru ziua de vineri îngerii. Și am să încep cu prima variantă, cu varianta cu părul verde, îngerașul cu părul verde, o să pun mai aici, mai aproape, cu mâinile la ochi, să vedem așadar ce se întâmplă vineri, care va fi energia. La voi se grăbește zecele de abundență, ceea ce îmi spune că este o zi în care puteți să aveți foarte mare succes. Chiar dacă vouă poate vi se pare că vă lipsește echilibru în viață, nu este așa. Da? Deci parcă voi practic reușiți să faceți mai multe lucruri, poate în același timp, și în acest fel voi veți reuși să faceți, să aveți cariera visurilor voastre. Deci veți reuși să obțineți niște rezultate mai mari decât v-ați așteptat. Veți va fi într-un succes, practic, mâine. Este foarte important totuși să fiți mai puțin stresați, da? Să nu vă mai stresați mai mult, ci să încercați să fiți mai veseli, mai optimiști, mai relaxați, să faceți din munca voastră o joacă. Sau să faceți munca voastră cu mai multă veselie, să spunem așa, ca să aveți mai mult succes. Încercați să vă păstrați pozitivitatea, veselia, starea de spirit pozitivă, pentru că atrageți ceea ce gândiți. Și veți primi chiar și ajutor. Da, apar aici, uite, mi-apare și asul de abundență, apar noutăți legate de câștiguri și o declarație poate de dragoste. Cineva vă declară dragostea, cineva vrea să vă cunoască, puteți primi vești bune, chiar poate din chiar în partea unui bărbat mai matur, poate să fie tată, frate sau soț, sau un prieten bun care se gândește la voi, poate chiar din familie, zecele de abundență, deci din nou și lia se grăbește, deci cerul vă răsplătește cu ceva deosebit pe voi. Sunteți mândri de copiii voștri sau părinții sunt mândri de voi. Îmi pare așa o situație. Să-l pun mai aici, că îl dăm la o parte să nu cadă. Haideți să vedem așadar ce va fi bine pentru voi. Sigur, veți avea un succes, o reușită. Vă realizați visele, apar pe neașteptate noutăți, vise împlinite. Aveți de-a face cu părinții, cu familia, vești din partea familiei. Deci apar aici îngerii, parcă sunt toți adunați să vă ajute, sigur că da. Apar vești de la drum, de călătorii, vi se recunosc meritele. Aici îmi pare că sunteți într-un succes, trebuie să fiți deschiși către succes, să gândiți pozitiv, da? Deci pentru că trebuie să fiți conștienți că tot ce e mai bun și mai bun începe să se reverse în viața voastră, să apară noutăți bune, pozitive în viața voastră, vi se recunosc meritele, veți primi laude, puteți ajunge într-o funcție de conducere, puteți obține un post, puteți avea munca, cariera pe care vă doriți voi, poate chiar plecați la drum sau aveți de-a face cu străinătatea, cu câștiguri din străinătate sau cu persoane din străine care vă aduc succesul. Permiteți-vă practic să vă bucurați de această zi de succes împreună cu ceilalți care se bucură pentru voi. Și aici aveți recunoașterea în care îmi vorbește despre faptul că sunteți îngerii deja vă stau felicitând, vă felicită deja pentru reușitele voastre. Proiectele voastre au avut succes, sunt un succes. Afacerea, dorințele voastre se împlinesc. Da? Deci, dacă veți avea poate noi revelații, noi idei și acestea vor fi de succes și acestea. Deci ideile noi care vă vin mâine, ele vor fi de succes. Dacă exprimați-vă dorințele corect și cinstit pentru că cu siguranță se vor îndeplini și din punct de vedere relațional vă merge mai bine, veți face relații pline de succes sau relații călduroase. Este o zi în care apar oportunități neașteptate, este o zi solară pentru voi,
la propriu și la figurat, da? Deci aveți o zi de succes pe toate și în carieră, în mod special, sau legat de drumuri, de afaceri, da? Deci apar noutăți pentru voi pline de succes. Și aici mi-apare și acest mesager care îmi vorbește că apare ceva nou, poate o propunere intelectuală, nu știu, o nouă școală, un curs, ceva care vă dă multă emoție. Mai aveți încă de învățat, dar acest lucru vă dă bucurie. Vi se cere poate și să controlați niște acte cu atenție, veți cunoaște pe cineva de la care veți avea ceva de învățat. Poate începeți o nouă afacere, am zis, poate începeți o nouă, un nou loc de muncă, poate vă vin și niște daruri, cadouri, aici îmi pare că puteți primi daruri, cadouri, puteți primi sprijin, da? Sfaturi utile, veți avea relații armonioase, sunteți într-un succes, fie pentru călătorii, fie pentru afaceri, fie pentru muncă, fie pentru relații, poate cu o persoană de la care mai aveți încă de învățat. Da? Posibil să aveți de-a face și cu o persoană care nu este întotdeauna tocmai diplomată, să zic așa, dar cu siguranță veți reuși să învățați multe de la această persoană sau voi veți fi o persoană care nu sunteți foarte diplomată, spuneți, sunteți prea directă, dar cu toate acestea sunteți sinceră. Aveți multe talente și vi se recunosc mâine aceste merite. Cam asta e ce văd la prima variantă. Deci o zi de succes pentru voi, de reușite, de noutăți care apar, de împăcări, de revederi, poate cu cineva, sau chiar cerere în căsătorie pentru unii poate să apară. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu îngerașul păr albastru. Să vedem la voi cum va fi ziua de vineri, ce reușite veți avea, pentru ce vă veți bucura. La voi se grăbește, trebuie să fiți poate mai cu inițiativă mâine, să aveți mai mult curaj, să nu vă lăsați așa de azi pe mâine, să nu așteptați de la alții. Și voi sunteți într-un succes, într-o abundență, este timpul să acționați, da? Pentru că veți realiza multe lucruri dacă acționați, dacă veți avea inițiativă. Este o zi de succes. Dar am să pun aici îngerașul cu albastru aici ca să-l vedeți. Voi sunteți mâine, poate trebuie să vă și odihniți puțin mâine, să vă visați, să vă faceți niște planuri, să vă pregătiți poate pentru o vacanță, unii dintre voi. Îmi apare aici că poate cu familia veți avea succes reușită, cerul practic are foarte multe daruri pentru voi. Ați primit deja foarte multe daruri prin familia voastră, prin darurile native pe care le aveți moștenite de la familie sau chiar puteți primi daruri de la familie. Este o zi în care este bine să stați în mijlocul familiei, să vă ocupați de copii, de bunici, de părinți, să stați în mijlocul familiei, persoanelor cu care împărtășiți aceleași emoții. Veți fi mâine mândri de reușitele familiei voastre sau ale copiilor voștri sau aceștia vor fi mândri de voi, da? Orgolioși de ceea ce ați realizat. Puteți să vă permiteți poate și o vacanță, să vă odihniți mai mult, poate și să petreceți timp și în natură, să faceți o plimbare așa interioară, să zic așa, să vă ascultați vocea voastră interioară, pentru că veți găsi în sufletul vostru răspunsul pe care îl căutați. Luați în considerare așadar să luați o vacanță, poate să stați cu familia, să stați mai mult acasă, să vă faceți clarificare în niște situații cu care voi v-ați confrunta până acum. Poate și din punct de vedere emoțional, pentru că este practic momentul în care este timpul să vă gândiți mai mult la sufletul vostru, la emoțiile voastre. Este posibil că voi până foarte mult timp v-ați ocupa poate mai mult de alții și mai puțin de familia voastră, de voi, și acum este timpul practic să vă redescoperiți pe voi și pe ceea ce are importanță în viața voastră. Veți avea parte de o prietenie bună, cineva vă este aproape, vă înțelege, poate din familie sau un prieten apropiat, sau voi veți fi o astfel de prieten pentru cei din familie sau pentru cineva apropiat, da? Veți da sfaturi bune, vă sunteți o persoană sensibilă, drăguță, demnă de încredere, generoasă, prietenoasă, da? Aceasta este o zi a prieteniei și a relaxării mâine, deci cu alte cuvinte, încercați să vă ocupați mai mult de sufletul vostru, de dorințele voastre, de familia voastră, da? Deci dați suportul celor care au încredere în voi și care sunt mândri de voi.
fie din familie, fie dintre prieteni, pentru că așa veți avea o zi de succes. Și haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra, cu îngerașul cu părul roșu. Să vedem la voi ce se va întâmpla vineri, cum va fi ziua de vineri pentru voi, ce reușite veți avea, ce sfaturi pentru voi îngerii, la ce vă puteți voi aștepta de la ziua de vineri. La voi se grăbește un succes, o reușită. O reușită, poate vești noutăți, călătorii, socializare, veți primi niște rezultate extraordinare, veți fi complimentați, veți fi orgolioși pentru ceea ce obțineți, veți avea niște beneficii, nu știu, întâlniri, comunicare bună, rezultate bune la examene sau vi se aprobă o cerere, ceva care, sigur, și de căsătorie aici îmi pare la voi, că vă puteți împăca. Poate unii dintre voi chiar vă veți împăca cu persoana iubită sau veți primi cerere în căsătorie, vă mutați împreună cu persoana iubită, vă îndrăgostiți, vă faceți pace și armonie cu cei cu care ați avut neplăceri. Pare o zi foarte, foarte plină de beneficii, de succes, de reușite. Sigur că da, e o zi a succesului, să știți, a schimbărilor. Aici poate va trebui să faceți o schimbare, să gândiți mai pozitiv, să nu mai vă încărcați cu toate problemele altora. Da? Deci îngerii spun aici că v-au ascultat deja rugăciunile voastre și ei acum încearcă să vă ajute la să faceți aceste schimbări care să vă ajute în viață să mergeți înainte, să aveți succes. Pentru că este momentul în care să vă deblocați, să ieșiți din starea voastră de tristețe, de singurătate, de apatie, de neîncredere, da? Deci de pesimism, pentru că vă dă o nouă șansă. Puteți avea un succes pe neașteptate astăzi, dacă și voi faceți această schimbare. Deci trebuie să lăsați trecutul să plece din viața voastră, să vă eliberați de griji, de frici, de temeri, de ceea ce până acum v-a blocat înaintarea. Îngerii, practic, vă vor ajuta să faceți acești pași înainte, dar și voi trebuie să vă permiteți să faceți o schimbare, să îndrăzniți. Da, să fiți mai calmi, să fiți mai pozitivi, să gândiți viața cu optimism, pentru că viața se schimbă și în funcție de gândurile voastre pozitive, da? Deci, indiferent cu ce situație v-ați confruntat până acum, voi încerca să vă gândiți viața în sens pozitiv. E ca și cum ți-ai lua o foaie de hârtie și ai desena cum ai vrea tu să fie viața ta. Deci, șterge tot ce crezi că n-a mers bine în viața ta, da? Deci, dă deoparte și începe să gândești așa cum ai vrea să fie, nu așa cum a fost, ce s-a întâmplat. Din ceea ce s-a întâmplat, ai învățat ceva și acum pe viitor poți să evi să mai strepeți. Și aici îmi spune că voi sunteți, v-ați blocat, sunteți poate într-un, de aceea aveți această stare de schimbare. Ca să mergeți înainte, trebuie să poate ați trecut și pentru vreo decepție, prin vreo durere, posibil pentru unii să apară și o astfel de situație, de o rupere de servicii de cineva, dar v-am zis și din tăiere, cărțile s-au grăbit, există șanse de împăcare. Aici îmi apare o fată cu un băiat care practic vrea să-și ceară iertare, dar trebuie și voi să gândiți pozitiv, să aveți mai multă optimism, să sperați, să credeți că există pozitiv. Cereți îngerilor să vă ajute să înțelegeți în ce direcție să o luați sau ce trebuie să faceți, cum trebuie să vă comportați, pentru că, de fapt, în interiorul vostru voi știți ce aveți de făcut, voi știți cum trebuie să faceți. Această schimbare depinde de voi, de felul în care acționați și reacționați la ceea ce se întâmplă, pentru că mi-apare aici o schimbare pozitivă pentru voi, benefică, și veți primi ajutor. Trebuie să aveți mai multă încredere în voi și în divinitate, să credeți că divinitatea vă este alături și vă sprijină, vă dă semne, dar trebuie să fiți și voi receptivi la semne. Cam asta e tot ce văd și la a treia variantă pentru ziua de vineri, așadar este o zi frumoasă, depinde și de voi cum veți acționa și cum veți gândi, așadar încercați să gândiți cât mai pozitiv ca să atrageți gânduri și mai pozitive și situații și persoane în viața voastră pozitivă și să fiți atrași de astfel de situații și persoane. Acestea fiind spuse, eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit și că ziua de vineri pentru voi va fi excelentă din toate punctele de vedere și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!